Mă bucur astăzi să ne aflăm în acest minunat loc și să putem discuta despre concluziile campaniei noastre Reciclăm în România, despre cifrele la care am ajuns în urma acestei campanii. Reciclăm în România nu este doar despre resursele atât de importante care ajung la groapa de gunoi în fiecare an, nu este doar despre valoarea acelor resurse și atât de multe ori am auzit că n-ar trebui să vorbim de deșeuri, ar trebui să vorbim despre resurse. Reciclăm în România este și despre impactul de mediu pe care fiecare deșeu, că e un deșeu de ambalaj, că e un alt tip de deșeu care ajunge în natură, pe o plajă, în albia unui curs de apă sau într-o pădure, poate pentru sute de ani va produce efecte negative acolo. Campania a plecat de la niște premise extrem de pozitive. Știam de la început că românii își doresc să colecteze deșeurile separat. Nu aveam niciun dubiu, numai că am întâlnit nenumărate situații unde, dincolo de voința cetățenilor, dincolo de dorința lor de a se implica și de a participa în mod activ la păstrarea mediului mai curat și mai sănătos, ne-am lovit de mici probleme administrative. Există colectare separată sau nu în comuna, în orașul sau în municipiu unde intervievam cetățenii? Dacă există colectare separată, cum se face ea? Care este frecvența? Nu cumva se colectează în amestec deșeurile și multe alte chestiuni pe care alte state le-au rezolvat acum 30, 40 sau 50 de ani și cu care, din păcate, noi încă ne luptăm. Am ținut să creștem gradul de informare al cetățenilor. Am avut niște așteptări extrem de ambițioase și am să trec foarte repede prin cifrele pe care colegii mi le-au pus la dispoziție. Acțiunea campaniei, pe care sunt convins că ați urmărit-o și dumneavoastră, a fost în centru unei familii care realizează că în viață unele lucruri trebuie separate. La fel și cu deșeurile. Am folosit un ton prietenos, cald, și am făcut apel la umor pentru a vorbi despre un lucru extrem de serios. Am fost prezenți pe cele mai urmărite posturi de televiziune, am fost prezenți în social media, am încercat să ajungem în casele a cât mai mulți români. Așadar, nu știu în ce măsură au fost afișate aceste cifre, dar dacă nu au fost, vi le spun eu acum. Din datele pe care astăzi le avem, putem să spunem că a noastră campanie a ajuns la 8 milioane de români pe televizor. De asemenea, 6 milioane de utilizatori ai rețelelor de socializare au avut acces la campania noastră și am avut un clip de succes care a înregistrat numai puțin de 1,5 milioane de vizualizări. În puncte procentuale, observăm în urma interviurilor și a cercetării sociologice pe care am realizat-o la încheierea acestei campanii că ne-am atins obiectivul. Românii declară astăzi, față de începutul campaniei acum un an, că în proporție de 68% separă sticla, în proporție de 54% colectează hârtia și cartonul separat și în proporție de 74% colectează plasticul separat. Asta înseamnă că, față de prima cercetare sociologică, numărul celor care declară că au acest obicei de a colecta separat, a crescut cu 6% la plastic, cu 15%
10% la sticlă și cu 10 puncte procentuale la hârtie și carton. Înțeleg foarte bine că de la declarația unui cetățean intervievat și până la resursa care ajunge într-o fabrică de reciclare e un efort foarte lung, e un drum foarte lung în care deșeurile și reciclabilul trebuie colectat, trebuie sortat, trebuie tratat, trebuie separat pe categorii, trebuie pregătit pentru reciclare și sperăm noi că ajunge acolo unde îi este locul, adică în acele fabrici unde nu generează doar locuri de muncă mai multe și mai bine plătite și creștere economică, dar generează și o natură mai curată pentru fiecare dintre noi. Concluzionez spunând că suntem totuși pe drumul cel bun. Dacă privim în urmă 10 ani sau mai mult, constatăm că am pornit de la multe situații unde nici nu exista serviciu de salubrizare. Județe întregi sau comunități întregi, unde fiecare cetățean care produce gunoi și toată lumea produce gunoi, se descurca așa cum putea, se debarasa așa cum putea de deșeurile respective. De acolo am pornit, iar astăzi discutăm nu doar despre încheierea celei mai mari campanii de conștientizare, dar discutăm despre miliarde de euro care s-au investit în managementul integrat de deșeuri din România și de alte miliarde de euro ce urmează să se investească.